Salutare prieteni, Cătălin Cornea sunt, suntem într-adevăr pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și vă prezint pe Kyla, o puiuță de 4 luni jumătate din rasa Amstaff, da, American Staffordshire. Este o simpatică, o emotivă. Apropo de emotivitate, puteți merge sus pe canal, acolo în playlisturile acestuia, să vedeți clipuri despre desensibilizarea câinilor, despre câinii emotivi și abordarea acestora pentru a-i mai stabiliza un pic din acest punct de vedere. Dar astăzi ne aflăm aici cu Kyla pentru a discuta despre o poziție simplă. Ea este o începătoare în dresaj, așa că avem cu cine exemplifica. Este vorba de poziția așezat. Foarte mulți dintre voi mi-ați semnalat în comentarii să facem un clip despre fiecare comandă din dresajul de companie. Am făcut un pic despre poziția culcat, o vedeți acolo cu Dobermanul. Acum vreau să vorbim despre poziția așezat și anume cum o vom aborda pe Kyla pentru această poziție și câte feluri de poziție așezat, de tehnici poți folosi ca să așezi câinele în această poziție. Desigur, pentru că este vorba despre un puiuț, vom folosi mâncare cu preponderență, pentru că asta o motivează cu adevărat. Dar până atunci, dacă observați, Kyla este o zăpăcită și nu te înțelegi cu ea dacă nu, iei mâncare și nu lucrezi cu ea. Observați că ea e așez. Ea știe deja așez. Bravo, aici. Treci la pas. Știe deja să se ducă foarte bine pe mișcarea cu mâncare. Da? Știe câteva mișcări. Știe cineva, unul dintre colegii noștri spunea că acesta ar fi exercițiul magnetul. Să fie magnetizată de mâna cu recompensă și să o urmărească. Însă, este important să știe că în mână se află mâncare și de aici o poți învăța tot felul de trasee. Pentru că noi am făcut deja cam 5 ședințe cu ea și am învățat câteva exerciții, aș vrea totuși, în lipsa mâncării, să vă arăt cum putem induce câinelui așezarea și cum putem după aceea să-l facem să anticipeze recompensa, chiar dacă noi nu o avem în mână. Pornim de la premisa că ei comunică tactil și că mișcările acestea, atingerile acestea, fac parte din sistemul lor de comunicare. Și pentru că fac parte din sistemul lor de comunicare, vrem să folosim cu succes fiecare atingere, fiecare manevrare fizică. În consecință, vedeți, fără să-i spun nimic, dacă o țin pe loc, ea rămâne pe loc. Hai! Dar eu vreau să o învăț mai multe despre tragerea de lesă, despre anumite acțiuni fizice prin care, dacă noi comunicăm, are și ea de câștigat, am și eu de câștigat. Noi câștigăm controlul, ea învață să fie cooperantă în ciuda faptului că o controlăm. Pe abordarea mecanică, și anume prin apăsare și prin tragere de lesă, o învățăm să-și pună fundul sub ea. În consecință, ținta noastră care este? Este ca atunci când îi spunem comanda în prezența unor distrageri și ea nu face, să putem să avem la dispoziție o sugestie din lesă prin care să susținem ceea ce spunem, la nivel fizic, pe sistemul ei de comunicare. Și atunci, lupta cea mai importantă este să introduc sugestia din lesă pentru această poziție. Dacă am lucrat cu câinele cu mâncărică, cred că mulți dintre voi înțeleg că nu vor să rămână până la sfârșitul vieții dependenți de mâncarea din mână pentru a determina câinele să facă. Și atunci transferăm de la acest stimul, da? Și acesta este un stimul, transferăm de la acest stimul pe un alt stimul tactil, da? Controlul. Și atunci putem renunța la mâncare, avem controlul la nivel tactil și dacă ne demonstrează
obediență și acceptă sugestiile noastre și limitările noastre, că asta facem prin intermediul lesei și zgârzii, atunci câinele va primi mâncare. Deci, hai să facem fără mâncare și să-i inducem poziția așezat și apoi să vedeți ce reacție va avea când va înțelege că ceea ce fac eu din lesă și din zgardă înseamnă recompensă. Deci merg un pic, hai. Am tras-o un pic, vine aici, ca să o pot așeza, trebuie să-i țin capul sus, vedeți? Și apoi îi induc poziția asta, bravo, liber, ia! Și iau de aici și dau recompensă. Hai, vin încoace. Iar nu am mâncare în mână, hai! Am sugerat un pic din lesă să vină și o determin să se așeze în fund prin intermediul lesei și unui al doilea punct de contact, și anume așezarea. Deci țin capul sus, ea nu știe ce să facă cu tragerea asta, dar îi arăt ce să facă, și anume, ia, această așezare. Observați că totul se transformă în ceva pozitiv și în recompensare. Dacă cumva, când sunteți în poziția asta și vreți să așezați câinele, bravo, ia, vreți să așezați câinele, câinele nu se așează, n-aveți decât să o dezechilibrați stânga-dreapta, și atunci câinele își va pune fundul jos, da? Deci fac așa, trag de lesă, îi țin capul sus, ia să așează, ia. Și atunci punctez printr-un marker verbal poziția asta și îi dau recompensă. Bravo, dragă, bravo, bravo, dragă, bravo. Ia să o agităm un pic și după aceea să încercăm să o punem din nou. Hai, hai, fata, ia uite, bravo, bravo, ești tare. Deci o țin pe loc capul sus. Observație distrasă, dar eu, ia, o distrag mai mult trăgând-o de lesă și apoi când a reacționat și a pus fundul jos, dau markerul și apoi vine recompensa. Țin sus, ia, și dau. Ok? Sunt mai multe modalități de a pune câinele să facă. Eu am ținut astăzi să vă arăt pe asta și să insist pe ea, pentru că în final o să resimțiți nevoia de a controla câinele din les. Da? Este primul mijloc de control. Numai că nivelul ei de comunicare și de cooperare cu noi ține de cât de bine asociem acest control din lesă cu ceva bun, ceva ce îi place, și anume mâncare. Ia, Kaila, ia să vedem. Hai, vină încoace. Bravo. Deci este așa, în poziția asta. Țin sus, este primul stimul, da? Și apoi apăs, ia. Când s-a așezat, am dat markerul și dau mâncare. Ea devine ceva extrem de important și, în consecință, se va manifesta ca atare. Pot să combin din mișcare, pot să combin poziția așezat. Mă mișc, m-am oprit, țin capul sus. Și apoi, de aici, ia. Procesează un pic informația, desigur. Alege din mai multe variante pe care le are. Alege varianta câștigătoare, țin lăsa sus, ia și dau. Îmi pare rău că nu am făcut acest clip mai devreme, când Kaila nu știa nimic din toate acestea, pentru că era mai veritic, dar vreau să înțelegeți tehnica în sine și să o puneți în aplicare. Pentru că am tot discutat de metoda mecanică și ne-am referit la tragerea de lesă, m-am gândit că este pregătită și asta mică la rândul ei și folosim legătura dintre tragerea de lesă către sus și mâncare. Ea știe să facă la mâncare deasupra, vedeți? De câte ori ridic mâncarea deasupra, ea face șezi. Observați, dacă ridic mâna deasupra, ea face șezi. Nici nu trebuie să-i spun. Dar eu vreau să câștig maximum din această mișcare și atunci voi face în felul următor. Nu mai ridic mâna, trag de lesă și când și-a băgat fundul sub ea, îi dau recompensa. Astfel, introduc într-o altă manieră, după ce am lucrat cu mâncare, introduc sugestia din lesă. Deci, este pe mâncare atentă, ridic de lesă, când și-a așezat fundul, îi dau recompensa. Deci, o țin atentă pe mâncare, ridic de lesă, e tensiune în lesă, în prezența tensiunii în lesă trebuie să
aibă o reacție și anume să-și pună fundul pe pământ și apoi primește mâncarea. Dacă nu se așează pentru că e prea distrasă de trasul de lăsă și nu știe ce este cu această tragere, nu fac decât să mă folosesc de mâncare și după ce trag de lăsă, îi ridic mâna deasupra. Adică ridic mâna într-o poziție pe care ea deja o cunoaște. Și pe reperul acesta își va așeza fundul jos. Are șansa astfel să înțeleagă că tragerea de lăsă înseamnă așezare și primește mâncărică. Un pic să iau mâncare. M-am limitat cu mâncare din castron, ați văzut că lăsăm mâncarea în castron și să știți că este o mișcare strategică pentru că ducându-te să iei recompensa din castron, câinele își centrează total atenția asupra mișcării tale pentru că știe că la capătul ei se întâmplă așa ceva. După cum spuneam, este important să avem controlul tactil din lăsă și zgardă, însă nu poți să determini un pui să se lase controlat din lăsă și zgardă dacă nu creezi asocierile pozitive cu aceste sugestii. Pur și simplu se panichează, devine speriat și nu mai cooperează deloc, așa că este foarte important ca acest control din lăsă și sugestiile respective, așa cum vedeți că trag eu de ea acum, și ea n-are nicio problemă, să fie asociate cu mâncare. În consecință, trebuie să asociem, dacă ne folosim de tehnica aceasta, trebuie să asociem mâncarea cu trasul de lăsă. Astfel, introducem sugestiile din lăsă. Ideea de bază este ca mijlocul vostru de control tactil să fie mai puternic ca distragere decât mișcarea, decât ceea ce vede, decât ceea ce simte pe jos, mirosuri, decât cineva care o atinge. Și atunci, dacă construim această impresie puternică față de lăsă, dar în sens pozitiv, câinele va reacționa în primul rând la acest stimul tactil și după aceea la eventuale distrageri. Deci avem un plus de control asupra câinelui dacă introducem această sugestie din lăsă. Tragerea către sus este un stimul tactil care are menirea de a-i anula atenția către altceva și a-i comuta total atenția la sugestia din lăsă pe care o dau. Dar vreau să continuăm abordarea cu mâncare și cum se introduce această sugestie din lăsă dincolo de ceea ce deja am făcut în felul acesta. Da? Cum se introduce sugestia din lăsă cu mâncare? Avem mâncare în mână, câinele știe, recapitulând, câinele știe ce înseamnă mâncarea către sus, nu rămâne decât să introduc tragerea de lesă către sus și să o asociez cu ridicarea mâncării. Astfel, câinele va învăța că tragerea către sus înseamnă așezare și primirea mâncării. Mai facem o dată. Trag de lesă și ridic mâna. Aceasta este ordinea. Deci să vină ca prim stimul, ca primă distragere, tragerea de lesă și în prezența acestei tensiuni în lesă, ea să-și facă mișcarea și ridic mâncarea, da? Își dorește mâncarea, trag de lesă și ea s-a așezat. Odată ce s-a așezat, desigur, trebuie să eliberăm imediat lesă. Dacă suntem cu lesă retractabilă, e de preferat să folosim apăsarea pe buton și să lăsăm un pic de lărgime aici, da? Odată ce știe treaba asta, nu mai țin mâncarea la nasul ei, mă mișc, trag de lesă când s-a așezat, îi dau markerul și îi dau mâncare. Țin mâna sus, ne deplasăm, ridic de lesă când s-a așezat, vin și îi dau recompensă. Desigur, nu pot și să vorbesc cu voi și să îi dau markerul, dar ca idee trebuie să folosiți markerul verbal, cum am discutat și în celelalte clipuri, și anume, noi folosim markerul ia. Deci câinele merge, trag de lesă, ia. Odată ce și-a pus fundulețul jos, vine markerul și vine mâncarea. După cum observați, nu mai țin mâncarea la nasul ei, ea știe că e mâncarea sus aici, acum încep să-i spun cuvântul șezi. Deci, dăm denumire mișcării atâta timp cât ea este confortabilă cu tragerea de lăsă. Șezi, ia. Ca idee, o să vedeți cât de importantă e sugestia asta din lesă, eu continuând să mă mișc și ea fiind nevoită să rămână în poziție. Hai, fată, șezi, observați, eu m-am mișcat și ea și-a făcut poziția. Șezi.
Bravo. Treci la pas. Șezi. Ia. Vă puteți întreba la ce ar folosi această poziție așezat. Păi, cum spuneam și în celelalte clipuri, această poziție, ca toate celelalte din dresajul de companie, sunt mijloace de a distrage câinele de la tot ce vrea să facă altceva în afară de a asculta. Sunt pretexte prin care intervenim asupra câinelui și atragem atenția. În consecință, pentru a putea să beneficiem de o comandă care să-i distragă total atenția de la altceva, este necesar să-l antrenăm. Tocmai de aceea ședințele de dresaj au sensul lor. Șezi, stai. Observați cum deja eu am continuat mișcarea și a făcut poziția cu siguranța de rigoare. Deci dă stabilitate, o sugestie din lesă corect implementată, dă stabilitate comenzii și poziției pe care câinele o face. În momentul în care este în eroare și pleacă din poziție, eu pot folosi din nou lesa și ea se reașează înapoi. Deci, printre altele, lesa are menirea de a învăța câinele să renunțe la altceva și să păstreze poziția pe care i-am dat-o, da? Sugestia asta din lesă este importantă. Dacă vreau să fac niște mișcări care pe ea o distrag, o pot reține din zgardă și ea poate rămâne în poziție. Șez. Bravo. Șez. Răspunde foarte bine la sugestia din lesă. Dragii mei, asociați sugestiile din lesă pe cât posibil cu niște consecințe pozitive, cum ar fi în cazul puilor mâncarea, în cazul unor adulți care preferă jucărele de aport, mingiuțe, obiecte de care să tragă. Creați legătura dintre sugestiile din lesă și ceea ce urmează să vină, și anume acea recompensă foarte dorită de aceștia. Sper că v-a fost de folos exemplificarea noastră. Sigur că da, Kyla nu este poate cel mai fericit exemplu, pentru că ea deja știe mișcările acestea, însă puteți să vă luați informația din ceea ce v-am explicat astăzi și v-am demonstrat cu această puiuță drăguță și să exersați acasă. Vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți, să-mi dați feedback-urile, să-mi spuneți ce ați reușit cu câinii voștri și astfel să putem continua aventura noastră aici pe canal, ce ține de dresajul canin și de dezvăluirea secretelor dresajului canin. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, oameni buni, că la capătul lesei trebuie să fie un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal, pentru ca un cățeluș ca ea să fie bine dresat. La revedere! Hai, fată!